stimați colegi, dragi studenți, face deosebită plăcere să l-anunț că ai invitat pe domnul profesor Mihai Nadin, cercetător american de origine română, asupra cu un CV asupra căruia nu s-a insist foarte tare, întrucât aș anula conferință dacă ar trebui să fac o prezentare. Editorul a avut amabilitatea să mă numească pe mine ca și moderator, nu va fi cazul, nu am produs oare o temă pe care probabil poate dintr-o superstiție nu mi-a comunicat-o, deci mi-e greu să mă înțeleg o temă despre care, dar oricum mi-a fost dificil, având în vedere caracterul interdisciplinar al prelegerilor dumneavoastră. Vreau doar să vă spun că domnul profesor este născut în România, la Brașov, a absolvit facultatea de electronică, a absolvit și facultatea de filozofie, a luat doctorat în estetică în România, recunoaște, așa cum am avut prilejul să ascult într-un interviu pe care l-a dat la România, Radio România Cultural, consistența în formarea școlii românești, în puțină a școlii românești atunci, a dobândit un titlu postdoctoral în logică, filozofie și istoria științei, la Universitatea lui Maximilian din München și unul la John Hopkins University, în circuite neurale. Așa cum spuneam, cu educație interdisciplinară, este unul dintre pionierii computerului. A înființat primul institut de cercetare a sistemelor de anticipare în 1994, sar peste o carieră extrem de amplă și de consistentă în Europa și a fost invitat să devină cu institutul împreună cu institutul pe care l-a creat și îl coordonează parte a sistemului de cercetare științifică din cadrul Universității Texas din Dallas. A predat la Stanford, a predat la Universitatea California Berkeley, la Bremen, este distins fellow al Institutului de Studii Avansate Hans-Wiesenschaft Colic, în Holst, Germania, și coordonează o rețetă internațională de anumite știință preocupați de domenii anticipați. 12.000 de studenți, 500 de doctoranți, nu are rost să insist asupra acestor calități sau activități care îi populează CV-ul. Vreau să rog pe domnul profesor să ne prezintă tema, să-i mulțumesc public, probabil că o să mai fac și la sfârșitul discursului. Eu se află la o vârstă în care deplasările de genul ăsta îi creează mari probleme în sensul că stresul în plus și cu agenda foarte încărcată a avut și generozitatea de a veni la Universitatea Națională de Arte, unde își urmează să ne prezinte câteva dintre ideile noi și dintre ocupările de arte. Vă mulțumesc! Și așteptăm cu mare interes. Bună ziua! Să încep cu un mesaj care are ceva legătură cu ceea ce vreau să vorbesc astăzi, dar numai în direct. Aproape că pot garanta că nu știi pictura. Sper că îi dați cel puțin 30 de secunde și încercați să o vedeți. Da? În casa dumneavoastră a studiat un om nemaipomenit de talentat, mai puțin cunoscut în sala lui decât ar trebui să fie, Ioan Inocențiu Dreptu. Numele mi se pare fantastic, să fii numit Ioan și Inocențiu și Dreptu. Ce vreau, o combinație mai puternică. Asta e o pictură de Ioan Inocențiu Dreptu, care a studiat pictura aici, în casa noastră. De ce vă arăt pictura lui când eu sunt cel care trebuie să vă cânte cine știe ce? Dacă în această sală se află cineva cu pile, relații, cineva care este într-o poziție de putere, vă rog să mă ajutați, vreau să reușesc, să găsesc un muzeu în România pentru această lucrare. Ne-a încredințat-o Ioan Inocențiu Dreptu, el a murit din păcate,
fost un prieten nemaipomenit de apropiat. Fica lui a devenit din nou prezent aici în casă, în câte am înțeles. Vreau să găsesc un loc pentru această pictură. N-am nimic de vândut. El mi-a încredințat-o, i-am spus, voi face tot ce pot să știu că ajungem într-un muzeu bun și că oamenii interesați în pictură de foarte bună calitate, dar de asemenea într-o mărturie în legătură cu niște vremuri care au trecut. Eu sunt convins că în această sală se află cei tineri care se uită la ea și sunt interesant. Și mai mult ce? Ceilalți care au trecut sub o viață sub dictatură vor avea o înțelegere mai ușoară a ochiului care te urmărea peste tot, a urechii care auzea orice, a faptului că toate zarurile noastre nu puteau fi mai multe decât unul, nu era zar câștigător în regimul cu pricina. Și dacă aveai speranța că trimiți o scrisoare conducătorului, asta e scrisorit acolo, poate se va face ceva. Nu vreau să interpretez tablourile unui om care ar fi meritat să fie mai bine cunoscut. Deci, din nou, dacă în această sală se găsește cineva într-o poziție care să ajute la treaba asta, lucrarea este la mine acasă, în statele minte, aș vrea să-și găsească casa în partea lui, într-un muzeu bun, în care niște oameni să o poată vedea. Și vă cer scuze dacă v-am abuzat cu această rugăminte. Acum trec la subiectul meu. E tăcere totală, deci oamenii sper că nu se dau din. Și noi avem muzeu, așa că putem începe discuții. Nu m-am auzit. Și noi avem muzeul școli, așa că putem începe discuții. Ok, clar. Vreau să vă vorbesc astăzi despre ceea ce găsiți deja pe internet. Astăzi despre civilizația analfabetismului, care este încă un pas în dezvoltarea omenirii. Vă las să interpretați imaginea dumneavoastră aici, să vedeți că perspectiva acestei cărți este o perspectivă a ceea ce se cheamă limbajele dinamice. Cuvântul dinamic înseamnă, vă rog să mă iertați că sunt un profesor născut, înseamnă schimbare. Ăsta e înțelesul cuvântului dinamic. Deci când vorbim de sisteme dinamice, vorbim de schimbări. Și acest model este inspirat de faptul că întâlnim niște lucruri interesante în natură care descriu schimbarea. Și aceste schimbări în natură duc la așa numite bifurcații. Adică la un moment în care ceea ce se dezvoltă se ramifică și această ramificație conduce la o etapă nouă. Da? Încerc să o mențin cât mai simplu. Ați văzut că ne-am mișcat de la un univers al alfabetismului care era dominat de faptul că ne așteptam ca toți să știe să scrie, să citească, să se exprime bine în limba. Și am ajuns la un moment în care mai multe limbaje au devenit partea vieții noastre. Unul dintre ele este cel care mă conduce din când în când la calculator. Și când vorbim de calculator, vorbim de limbaje de programare. Un limbaj de programare este unul care ne permite să traducem intențiile noastre în ceva pe care o mașină poate înțelege. Ceea ce vedeți aici nu este decât o reprezentare foarte redusă a dinamicii în timpurile noastre, cu o predicție de asta probabil ciudată pentru dumneavoastră, bifurcația asta de se cheamă 2016.
un semn de întrebare și anume, ne putem imagina că ceea ce trăim astăzi va continua în același ritm pentru următoarele 10, 15, 50 de ani și așa mai departe. Pentru cei care pot să iau cartea dumneavoastră pe o secundă în mână, pentru cei care au cartea, deci dumneavoastră, veți vedea că e un tom și vă veți uita la mine și veți spune, dacă vorbim de civilizația în analfabetismul, cine să o citească? Adică, dacă suntem analfabeți, cum mai citim? Mai există cititori. Pentru cine ai scris-o? Pentru tine? Și răspunsul este, trecem de la un moment în care cartea, ca mijlocul cel mai important pe care l-am folosit în diseminarea cunoștințelor, începe să fie complementată de alte limbaje. Și după cum vedeți de pe copertă, o copertă la concepția care am lucrat, deci pot să mă refer la ea, știu ce am vrut să spun. Aveți aici deja civilizația următoare. Și veți zice, a, Mihaela, din asta e tableta de la Apple. Și aș vrea să vă spun, nu, asta e a mea. Apple a făcut-o după aia. Adică eu am fost o leacă înaintea lor. Sau, a, Nadine, te uiți la niște cărți care au fost scanate, puse pe internet. Google Books. Nu, nu. Eu am fost înainte de Google Books. Dacă vă uitați numai la imaginea asta. Deci, dacă există o valoare de predicție și pentru dumneavoastră care studiați în domeniul vizual, dacă vă uitați la această imagine, o veți înțelege relativ ușor. Și dacă ați înțeles-o, cine știe, poate după aia veți dori să și citiți argumentele. De ce are loc această transformare, da? Cartea a fost scrisă acum 20 de ani, aproape 20 de ani. Deci, în cadrul fiecarei întâlniri prelejuite de lansarea cărții, mi-am zis că nimic nu este mai nobil și mai onest decât să spui mulțumiri celor care au făcut-o cu putin. Academicianul Solomon Marcus nu e astăzi aici cu noi, dar el este unul dintre cei care, înțelegând ceva din cartea asta, a crezut că ea merită să fie tradusă în limba română și, având în România o editură nemaipomenită care îl publică pe Academicianul Solomon Marcus, a vorbit cu doamna Spandonide, care este editura. Când spun este editura, înțelegeți că mă refer la tot grupul și toți cei care lucrează cu ea. Și cartea este acum posibilă în limba română. În decursul corespondenței noastre, în care dânsa a vrut să înțeleagă de ce ar fi importantă traducerea în limba română pentru mine, adică ce am nevoie. Sunt relativ bine cunoscut în ceea ce fac, nu merge rău, nu vin în România ca să cumpăr niște lucruri ieftine, ca să le vând scump, cine știe unde, cine are nevoie de, da? I-am explicat că motivul este cel mai simplu motiv cu putință. Eu datorez locului în care m-am născut și celor care au fost prieteni aici și mulți dintre ei au fost profesori în acest loc, ne-am cunoscut, ne-am știut, datoresc ceva. Și m-am gândit că această carte ar putea să fie cei 5 bănuți pe care pot să-i dau înapoi pentru miliardele pe care mi le-au dat, căci aceste miliarde au devenit, într-un fel sau altul, ceea ce sunt eu astăzi. Deci e un act de mulțumesc tuturor și firește vă mulțumesc dumneavoastră astăzi că sunteți aici. Sunt atât de lucruri interesante de făcut în București, încât de ce să mă duc să spun la unul care vine din Dallas, Texas, aia de obicei sunt tâmpit și poartă și căciul aiurea și cizme. Nu, n-am cizme pe Texania astăzi. Ok. Acum, ca să rămânem încă pentru un moment în domeniul imaginilor, că aș dori să rămân încă un moment în domeniul imaginilor, vreau să vă arăt
o foarte scurtă treabă pe care a făcut-o de fapt pentru dumneavoastră. Nu o să o comentez, o las în pace și fac o vizită. Ați văzut în acest scurt filmuleț, pe care de v-am spus împreună cu studiile de astăzi, ați văzut câteva exemple ale unor dintre ideile mele legate de anticipare, care au devenit între timp realitatea tehnologiei pe care o vedeți. Această realitate a tehnologiei pe care o vedeți este întruchipată într-o nouă formă de computație, care nu mai este computația algoritmică, ci computația interactivă, pe drumul ei să devină, cine știe, la un moment dat, o computație care are dimensiunea anticipatorie. Deci acum încep să folosesc vorbe mai grele. E ușor să spui civilizația în analfabetismului. Cuvântul anticipație este un cuvânt mai puțin folosit. Când ați mers la școală, n-ați fost instruit anticipat. Cum tema fundamentală a vieții mele, care m-a dus de la inginerie, la estetică, la circuite neurale, la tot ce am mai făcut așa de până când, este problema creativității. Veți înțelege probabil că mă interesează creativitatea din punctul de vedere al acelei caracteristici care definește ceea ce este viu. Lumea fizicii nu este o lume în care există cuvântul creativitate. Lumea pietrelor, lumea aerului, apei, nu se poate vorbi de semnificație. Semnificația există doar în lumea a ceea ce numim viu. Actul de a da naștere este cea mai scurtă definiție a creativității. Mama mi-a dat mie viață, acesta a fost un act creativ. Creativ, veți spune, se poate compara cu Leonardo da Vinci sau alegeți pictorul pe care doriți, sau sculptorul, sau arhitectul, sau compozitorul. Se poate compara în sensul că ceva ce n-a existat niciodată a devenit posibil în actul de creație. Pentru mine, cuvântul creație se leagă de a face posibil ceea ce nu a existat înainte. În acest sens, sunt unii oameni care au curajul să intre într-o meserie în care
noi așteptăm de la ei să fie pe. Gândiți-vă ca student, gândiți-vă ca profesor, ce curaj trebuie să ai să intri într-o meserie în care toată lumea se va uita la tine toată viața ta. Ce ești tu? Artist. A, deci ești creativ. Străpovat. Nu e treaba ușoară. Unii dintre noi credem că suntem creativi, repetăm ceea ce au făcut alții, copiem, facem variante, etc., etc. Dar în casa asta am văzut astăzi documentul frumos cu Lucian, un pictor despre care sper că și cei mai tineri au auzit. Eu mi-e teamă să folosesc numele de astea mai vechi, în care oamenii spun, Lucian, ce e asta? Și când zic, Lucian, ce e asta? Cum mi s-a întâmplat la prima mea prelegere în Statele Unite, la o școală de arte, tot Arts School of Design, școală care se numea, ea însăși, The Harvard of the Arts. Și am menționat un, în cazul ăsta, nu pictor, ci un poet, și niciunul din studenți nu avea habar cine e poetul. Cine? Era un poet american, nu era Eminescu. Adică dacă e, eu aș fi spus Eminescu și americanii aș fi spus cine e ăsta, e în ordine. Cum să știi? Păcat, ar fi fost frumos, dar nu poți te aștepți. Dacă spui Walt Whitman tu, la american, te aștepți ca să știe ceva. Dar treaba este și mai îngrozitoare, pentru că dacă mă uit la profilul studenților mei de astăzi, și dacă vorbesc cu ei în mod foarte onest. Care este ultima carte pe care ați citit-o? Când v-ați dus ultima dată la o expoziție? Când v-ați dus la un concert? Răspunsul nu e întotdeauna de natură să mă facă să sar imediat de pe scaun de fericire și să spun nemaipomenit. Ba din potrivă, încep să mă gândesc cum să le explic eu că din când în când face bine să citești o carte. Că din când în când face bine să asculți muzică, să duci la concert, da? Și face și mai bine să fii în contact cu cei creativi. Deci, pentru mine, anticiparea este ceea ce definește actul de creație. Actul de creație nu este în reacție cu lumea. Mama nu a dat naștere fiului ei în reacție cu lumea. Și poate cu această credință că puiului ei o să-i meargă bine, o să facă ceva. Deci a creat o posibilitate. În momentul în care noastră studiați și veți deveni, sau noi așteptăm ca să deveniți creativi, lumea va aștepta de la dumneavoastră să faceți posibilă o realitate întruchipată într-o lucrare, în gânduri, în ce mai fi, care să fie nou, care să fie de altă natură. Da? Acum, cum v-am spus secretul, de ce mă interesează anticiparea, vă pot spune că începuturile mele în utilizarea calculatorului pentru scopuri estetice are ceva de a face cu anul 1964-65 și cum mă uit la dumneavoastră, cei mai puțini în această sală chiar știu că a existat anul 1964-65, pentru că sunteți mult mai tine. Și de obicei, ceea ce a fost înainte de mine nu mai contează. Ok, 64-65, nu am să vă spun cum de, nu am să vă... M-am decis în acest moment să nu vă arăt exemplele de atunci, dar vă las textul ăsta ca să vedeți ceea ce făceam, cu credința sau cu semnul întrebării, oare poate tehnologia să ne ajute în ceea ce numim actul creativ. Și cum sunt convins că sursa creației este la creator și nu la instrument, nu mă interesează dacă este computer, dacă este pensulă, dacă este creion, dacă este ce vreți. Gândiți-vă numai la Picasso, care cred că a folosit tot ce a putut mâna, putut pune mâna pe el și a fost creativ. Adică n-a stat numai la pensulă, n-a stat numai la pictură, s-a dus în toate domeniile și a folosit orice. Nu există nicio limită. Deci calculatorul poate să fie și el un instrument.
unul între altul. Și este, și a devenit. Imaginile pe care vi le-am arătat astăzi sunt imagini legate de activitatea unor dintre studenții mei sau celor pe care i-am influențat, ce anume, ei sunt creativi în utilizarea unei tehnologii care ne face posibilă o scenare pe care înainte nu o puteam face. Aceste obiecte zburătoare pe care le asociem mai ales cu americanii care trimit niște obiecte din astea ca să ucidă pe cineva, e de ucis sau pe cine s-a mai nimerit, au reprezentat aici un dat. Și studenții care au fost angajați în crearea acestui dans, da? Au avut alte țeluri estetice decât cei care au studiat aici acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani. Da? Unul dintre proiectele pe care le-ați văzut aici, și sper că vi-l amintiți, dacă nu, nu, n-am să mai prezint filmulețul încă o dată, nu-i bine niciodată să te repeți. Unul dintre imaginile pe care le-ați văzut aici este imaginea unui spațiu arhitectural pe care unul dintre studenții mei din zilele astea, care face un doctorat cu mine, încearcă să construiască locuința viitorului pentru ceea ce în America se cheamă The New Nomads. Noi nomazi. Cine sunt noi nomazi? Toți hackerii ăștia care se duc în Silicon Valley să lucreze, oameni foarte tineri, care trăiesc cu o bucată de asta, se cheamă calculator, care nu mai găsesc locuințe în Silicon Valley. E cu neputință să-ți găsești acolo locuințe. Și atunci, i-a imaginat un spațiu care se schimbă în măsura cel care îl locuiește, vrea să-l schimbe. E un spațiu redus, dar pe ei nu-i interesează să aibă 7 camere, așa cum nu-i interesează să aibă 7 automobile, mai sunt încă în etapa idealistă, și își pot controla spațiul respectiv. V-am dat exemplul ăsta al acestei studente care, în cazul ăsta vine din Bangladesh. Deci nu e vorba numai de studenți americani care au crescut cu tehnologia. Creativitatea este independentă de tehnologie. Și asta este una dintre ideile din cartea de Sărbătoare și de Vedeutăți. Civilizația analfabetismului. Și ideea fundamentală a cărții este aceea că pentru a deveni creativ, pentru a descoperi noi forme de expresie, putem să folosim atât limbajul așa cum îl știm, în forma lui scrisă și în forma lui orală, etc., etc., dar putem să dezvoltăm noi forme de expresie. Civilizația analfabetismului probabil ar fi trebuit să se numească civilizația multor alfabetisme parțiale și mulți dintre noi trăim din fericire sau nefericire în asemenea alfabetisme parțiale. Am dat astăzi un exemplu și eu rog pe domnul Bălescu să mă ierte că la unul din nou am dat astăzi un exemplu cu unul dintre mari chirurgi care la perioada în care l-am cunoscut eu era unul dintre puținii care făceau transplantări de inimă și care nu știa nimic altceva decât ceea ce era legat de transplantările de inimă. Nu mai citise o carte de peste 20 de ani, nu se mai lăsa niciun concept, dar în transplantările de inimă nu era altul mai bun în lume. Adică știa limbajul acestei operații. Și există în lumea de astăzi foarte mulți care trăiesc în insulele alfabetismelor lor parțiale. Și unde sunt foarte buni și foarte efectivi. Și acum vă uitați la mine, poate unii dintre dumneavoastră și ziceți, băi, dacă tu ești propovăduitorul ignoranței, de ce trebuie să ne vizitezi? Avem destul acasă și știm cum să fim pe socoteala noastră ignoranți, când vrem sau cum vrem. Da? Eu nu sunt propovăduitorul ignoranței.
Eu sunt mai degrabă aici ca să vă explic că dorința oamenilor de a fi eficienți nu e o dorință subiectivă. Reușești sau nu reușești în meseria ta în măsura în care ești eficient. Și trebuie să fii eficient pentru că, și aici am să vă arunc așa câteva exemple care în primă instanță par nelegate. Am avut ultimul val de peste 1 milion de refugiați. Ei trebuie să supraviețuiască. În lumea de astăzi, 60% din populația acestei lumi nu mai este în poziția să supraviețuiască prin efort propriu. Cealaltă parte a lumii îi hrănește, are grijă de ei. În centre care mă deranjează, mă jignesc ca om, în care se dă mâncare și în care trăiesc împreună în condiții pe care nici nu vreau să le descriu. Dar această nevoie de eficiență corespunde unui stadiu în istoria omenirii în care noi plătim prin abandonarea unor valori pentru a face posibilă existența altora care, la ora asta, numai sunt în stare să aibă grijă de ei. Faptul că, la data când am ajuns eu în Statele Unite, analfabetismul funcțional, cum se numea oficial, era un analfabetism care privea 20% din populația americană, m-a speriat. Faptul că la ora actuală numărul este 75%, nu mă mai sperie, știam că merge acolo. Pentru că cartea explică de ce procesul ăsta este inevitabil. Și acum se pune întrebarea. O să-i meargă mai bine României când toți vor deveni analfabeți? Sper că nu asta să înțeles din ceea ce v-am explicat până acum. Sper. Că dacă asta să înțeles, înseamnă că trebuie să mă dați afară și să mă pune și să plătesc pentru electricitatea pe care am folosit-o ca să vă arăt prima. Da. Nu. Ceea ce aș vrea să înțelegeți este că trăim într-un context în care fiecare dintre noi are posibilitatea opțiunilor sale. Nu voi uita momentul în care cineva foarte important într-o firmă care face automobile la sisteme de orientare ne-a invitat pe nevasta mea și pe mine să mergem la masă și acum el știa unde a făcut rezervarea, știa numele, știa adresa și am început să mergem după el pentru că el avea celularul în mână ca să ajungă la locul precis. A fost o chestie, dacă cineva a fi filmat-o, era un filmuleț de ăsta comic de primă mână. Pentru că, de fapt, în momentul în care mi-a spus adresa, m-am uitat și am știut unde e locul. Dar după aceea am plimbat cu el 10 minute, stradă înăuntru și înapoi, ca să ajungem unde am fi ajuns în mod direct, dacă n-am fi abandonat investiția în a ne orienta în modul cel mai natural cu privință. E bine, foarte multă lume trăiește la ora asta în dependență de tehnologie. Mesajul meu către dumneavoastră este nu fugiți de tehnologie. Mesajul meu către dumneavoastră este de fiecare dată când vă decideți merg pe jos sau mă duc pe automobil. Mă duc unde vreau să mă duc și mă orientez sau îmi iau sistemul ăsta electronic care îmi zice prima la stânga, după aia la dreapta, la cutare faceți, da? Astea sunt decizii pe care le facem noi toți. Și frumusețea noi vieți în România este aceea că dumneavoastră faceți, aveți luxul de a face aceste lucruri. Înainte nu a existat lucrul ăsta. Deciziile au făcute, o face așa pentru că așa am spus nu. Unul din riscurile mari ale Europei, și asta ne duce la discuția pe care am avut-o cu rectorul dumneavoastră, este dacă Europa va începe să spună de la Bruxelles sau de la Bologna sau unde, pentru educație trebuie să faceți ABC.
sinucidere 100%. Nu lăsați să se întâmple. Învățământul trebuie să-și găsească locul în aceea că recunoaște caracteristici specifice, foarte particulare, care corespund unui context sau unui alt context. Firește că de fiecare dată te depinzi de banii altuia, de pildă copiii de părinți, părinții zici, trebuie să studiezi avocatura, dar așa te știți mai bine. Sau ce mai spun părinții, nu știu ce spun azi în România, poate nici nu mai spun avocatură, poate spun altce. Bănuiesc că puțin părinții vă spune dute și studiază pictura. Bănuiesc și eu, dacă a fost. Dar ca posibilitatea ca să vă definiți opțiunile și să le faceți în măsura în care ele vă reprezintă talentul pe care îl aveți, asta este cea mai importantă. N-am întâlnit în viața mea pe cineva care se poate să spună sunt creativ, fără ca această persoană să fie în stare să-și identifice talentul. Noi suntem total diferiți. În această sală nu există două persoane care se poate spune suntem la fel. Am să vă aduc la cunoștință încă un fapt banal, da? Absolut banal. În corpul dumneavoastră, în corpul meu și în corpul oricăruia pe lumea asta, ca să nu o limităm doar la noi, nu există două celule care sunt identice. Dacă realizați faptul că în domeniul viului nu există identitate, ci numai varietate, veți înțelege ce nemaipomenită este această lume pe care aparține. Și veți înțelege de ce cei care speră să facă totul folosind doar mașini, probabil că încă n-au înțeles resursele infinite pe care le au cei care sunt vii. În mare măsură aș putea spune că am isprăvit aici, pentru că scopul meu nu este pentru să fie undeva, trebuie să se termine. Nu știu la ce oră ați programat să se termine, dar scopul meu în viață n-a fost niciodată să mă uit la cine îmi spune ce regulă trebuie respectată, ci mai curând aș isprăvi aici și aș zice, dacă mai aveți răbdare și mă mai puteți înghiți niște minute, dați de întrebările dumneavoastră, cine știe, poate că ceea ce am încercat să vă explic astăzi, într-un dialog, va deveni mai ușor de înțeles decât în cuvintele unuia care devine în România după un milion de ani și știe că limitele limbajului în limba română sunt de asemenea natură încât uneori am teama. Nu numai că nu mă exprim clar, dar nu vreau să creez confuzii. Deci asta ar fi sugestia mea către dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, vă rog. Am eu de făcut două observații și apoi vă pun o întrebare. Prima observație este că lucrarea dumneavoastră, cred că vorbesc destul de tare, cred că lucrarea dumneavoastră se fundează pe un paradox. Așa cum se fundează toate lucrările care, într-un fel sau altul, radiografiază schimbările noastre de habitat mental. Voi face o foarte scurtă remarcă și voi reveni. În cultura noastră umanistă, reflexivă, din ultimii 10 ani, există un mare interes, dacă iau în vedere criteriul traducerilor, pentru ceea ce se va întâmpla mâine cu noi înșine și cu mintea noastră. Sunt tradus o serie de cărți, venită din școala filozofului postmodern Gianni Vattimo. Este vorba de Vadico, deci lucrări care cercetează felul în care ambianța noastră mentală, habitatul nostru mental, se va schimba sub influența practicilor actuale de viață. Și aceste lucrări nu sunt puține la număr, am dat numai două exemple, și lucrarea noastră se fundează pe un paradox, adică noastră vorbiți despre civilizația analfabetismului cu mijloacele alfabetismului. Cu alte cuvinte, și aceste lucrări fac o radiografie despre felul în care noi vom deveni, având în vedere subiecții transformării,
Dar subiecții care sunt puși în această transformare, fără știrea lor și fără voia lor, nu au acces la resursele acestea pe care noi le utilizăm. Și aici este o falie între tipurile de limbaje, tipurile de culturi. Am văzut că implicit ați continuat cu linia lui Snow, cu cele două tipuri de civilizare, o care clasică. Sunt convins că știți la ce mă refer. Deci, asta este o primă observație și lucrarea noastră se încadrează în această sensibilitate a culturii noastre care vrea să înțeleagă ce se va întâmpla mâine. A doua chestiune. După părerea mea, ar trebui să vă interogați asupra utilității acestei lucrări, pentru că eu predau filozofie și estetică, dar și sociologia educației. Am răspoit lucrarea. Lucrarea noastră are o excepțională valoare didactică. Deci nu discut despre felul în care comunitățile științifice, teoretice, umaniste de la noi se vor regăsi lucrarea dumneavoastră, dar din punct de vedere didactic e o lucrare care are o valoare întrucât, cel puțin din punctul de vedere al ministrului care gradează sociologie la educație, cum sunt eu un modul pedagogic, poate să asezoneze lucrarea noastră cu alte tipuri de lucrări. Noi îl avem tradus de pildă pe Fukuyama cu viitorul nostru post-uman, mai multe lucrări din acest mare, cel puțin la noi este văzut ca un om care are curajul să sondeze o lume care în continuare prefacere. Deci acestea au fost observațiile. Și acum o întrebare cu caracter personal. Am remarcat că în clipa în care vorbiți despre creație, folosiți un sens foarte tare, care amintește de sensul divin al creației ex nihilo. Există și varianta creației ca producere. Timp de mileniu, de o mileniu și ceva, grecii au utilizat-o și există și astăzi în spațiul culturii franceze, de pildă, o precauție în a folosi sensul tare al creației ca apariție din nimic, ex nihilo, și mai degrabă o folosire a creației în sens de producere și reordonare a unor materiale care sunt deja prestabilite. Mulțumesc! Pentru că întrebarea nu a avut un semn de întrebare la sfârșitul ei, aș putea zice, da, aveți dreptate. Cu asta ne-am înțeles. Hai să stăm încă un minut pe tema creației. În momentul în care m-am referit la creație, în felul în care m-am referit, cuvântul ex nihilo sau expresia ex nihilo n-a existat din nimic. Mama a fost îndrăgostită de cineva, deci nimicul ăsta ar fi... Nu? Nu trebuie să vă spun mai mult. Pictorul, creatorul, la, nu este într-o situație de ex nihilo, ea nu există. Asta e o treabă pe care am inventat-o noi teoreticienii, cum ar fi tăblița virgină pe care nu se află nimic și așa mai departe, tabula rasa, etc. Nu, eu mă refer la actul de creație care este identificat prin faptul că are ca rezultat ceva care n-a existat înainte. Asta e definiția. Este o definiție rigidă. Deci, pentru mine, variațiile nu sunt create. Sunt variații. Este bine. Nu e niciun fel de problemă. Vasarely a fost unul dintre variaționiștii mare lumii și a devenit și bogat, a avut și o fabrică în care a angajat oameni să-i facă variații. Nu? Creator, pentru mine, se situează la nivelul zero. Materie de brâncuș n-aș putea spune același lucru, pentru că suntem într-o fază a unei creații, ceva ce n-a existat înainte, a devenit posibil. Da? Am dat două nume, aș putea să vă dau alte nume. Dar, pentru că ați evocat posibilitatea unei asociații cu actul de creație în sensul religiei, în sensul Vechiului Testament sau ce mai fi. Eu n-am nicio teamă să mă duc în zona aia sau să nu mă duc în zona aia, pentru că la urma urmei toate gândurile noastre mari au fost gânduri în legătură cu posibilitatea creației. Vreau să vă dau un exemplu banal.
referitor la anticipare, și anume... Eu sunt periculos, v-am spus. Și anume, exemplu banal, au venit oameni de știință cu două săptămâni și a făcut descoperirea că urșii, în perioada hibernării, au o condiție fiziologică diferită de condiția de după hibernare. Puteți imagina ceea ce au examinat, vă las să vă gândiți la ce examinează oamenii de știință uneori. Schimbările în condiția ursului înainte de, are loc înainte de hibernare. Este anticipator. Schimbarea pentru nou la notip este de asemenea anticipată. Exemplul cel mai frumos pe care îl dau este exemplul femei gravide. Și bănuiesc că în această sală sunt femei care au avut experiența să dau naștere la ceva. Întregul proces este anticipator. Este anticipator la nivelul la care sfârcul femeii înainte de a da naștere începe să fie pregătit pentru posibilitatea că atunci când copilul va începe să fie alăptat, ar putea mușca. Este pregătit într-o manieră în care femeia să n-aibă dureri. Okay? Cu putință ca femeia nici măcar să nu alăpteze. Deci ne referim la un ciclu ăsta de anticipare care e caracteristic întregului ciclu al creierii unui om nou. Și acum vei spune ce are legătura asta cu religia. Religia a încercat să adreseze aceste întrebări. Sub acest aspect, mi se pare că religia este una dintre sursele inițiale ale cunoașterii noastre. Nu sunt dispus să abandonez cunoașterea pe care a făcut-o posibilă. Ceea ce nu înseamnă că mă voi duce la cineva și voi spune de mâine trebuie să fii un creștin cu adevărat, te duci la biserică, da, da, da. Eu nu sunt în domeniul ăsta. Asta e religia așa cum e practicată. Pe mine mă interesează diversele etape prin care a trecut mintea umană în încercarea de a înțelege lumea și de a se înțelege pe sine. Asta e tot. Gianni Vattimo l-am cunoscut la București la congresul de estetică. Și am rămas peste ani relativ prieten cu el. Bucureștiul și este congresul de estetică. Aș avea și o întrebare. Da, vă rog. S-ar putea în continuarea întrebării domnului profesor Aslam și o foarte scurtă observație. Cred că domnul profesor Aslam nu s-a referit neapărat la conotațiile religioase ale creației ex nihilo, ci eventual și la această opoziție între creația noului în paradigmă modernă și paradigma postmodernă, în care creația deja capătă o altă definiție, această definiție mai puțin tare. Întrebarea punctuală pe care vreau eu să o pun este tot legată de definiția dumneavoastră a creației. În general, chiar în arta secolului 20 experimentală, obișnuim să lucrăm cu opoziția dintre creativitate și funcționalitate sau eficiență. Oare am impresia că dumneavoastră cumva considerați că aceste două concepte nu se află în opoziție, că pot lucra în simbioză și aș fi vrut să dați mai multe amănunte despre modul în care credeți că cele două pot conlucra. Întrebarea a doua, vă dau amănuntul în trei propoziții. Eu sunt un holist. Deci, acum știți, membru al cărui partid sunt eu. Eu sunt un holist. Deci, fie, da, toate lucrurile sunt legate între ele. Așa a fost și Heraclit, așa au fost și alții și nu i-au dat afară din partid, așa că sper că nici pe mine. La prima întrebare. Nu, aici sunt dogmatic. Mărturisesc. Încă una dintre slăbiciunile mele în viață sunt dogmatic. Sunt dogmatic la nivelul la care, dacă cineva vrea să mă jignească,
va zice, anticiparea este ca predicția. Pentru mine este o jignire de mai pământ. Înseamnă că n-am înțeles nimic. Treaba se referă și la creație, de creația postmodernă, adică variaționismul, cum l-aș numi, pentru mine este doar, cum spun englezii, hot air. O grămadă de aer fierbinte care se explice de ce în culturile noastre postmoderne acceptăm variaționismul ca un mijloc de expresie valid. Eu n-am nimic împotriva lui. Există variaționiști mari. V-am spus de Vasarely, vă pot da și alte nume, vorba aia până la sfârșit și așa mai departe. Dar este câteodată important pentru etica terminologiei noastre să ajungem la concluzia că entitatea A, ce-o fi ea, și entitatea B nu sunt identice numai pentru că le-am adus împreună într-un anume context. Entitățile se definesc în pragmatică. Și pragmatica prin care ne constituim este diferită într-un act creativ și într-un act interpretațional. La ceea ce v-ați referit dumneavoastră și distinsul meu coleg, astea sunt acte interpretaționale. Postmodernismul este o expresie a actului interpretațional. Foarte interesant, foarte inteligent, blablabla, multă imaginație, etc. N-a creat nicio valoare care n-a existat înainte. După cum v-am avertizat, sunt dogmat. Și vă cer iertare, dacă vreodată aveți plăcere așa să împușcați pe dogmatici, eu sunt țintă garantată. V-am văzut mâna de dinainte, dar... Da, foarte bine. Oamenii trebuie să ai de inițiativă. Da. Să mulțumim și noi, Andrei, editurii Spandugie, pentru că le pune la dispoziție casa dumneavoastră. Și la acest dumneavoastră vreau și noi vreau să aflați aici și iată de dispoziții în dialog. Cred că pentru filologi este formație filologică. Titlul cărții dumneavoastră ar fi cuprins în zona oximorului. Așa se numește figura aceea, o știm cu toții. Și alții, sigur, pot să-i spun un paradox. Ceea ce mă interesează pe mine este să nu fac acum o teoretizare a oximorului, nu are niciun sens, gata dumneavoastră să se decidă. Ceea ce mă interesează pe mine este să vă întreb, dacă am priceput bine, următorul lucru. Porniți de la un punct, să-i spunem, istoric, în raport, să spunem iarăși, cu viziunea unei civilizații foarte vechi, cea a Indian, care nu în creațiune e interdație în care. Care este zeul care ne-a creat? În creațiune are acest vers obsesiv. Au care este zeul care ne-a creat? Vedeți, revine a creație. De aceea mi-a și plăcut foarte mult reflecțiile domnului Constantin. Deci, dumneavoastră aveți totuși un punct de la care porniți, da? Nu vă duceți mai departe între el, pentru că am intrat probabil în ceva îngrozitor de dificil pentru mintea postmodernă. Asta ar fi o primă întrebare. Hai să stăm la prima întrebare. Asta trebuie să o memorizez. După aceea vă întreb. Ok. Punctul de plecare este cel mai simplu de putin. Noi suntem ceea ce facem. Asta este punctul de plecare. Asta este axioma cărții. Noi suntem ceea ce facem. În acest moment, eu țin o prelegere la București, la Universitatea Națională. Dumneavoastră, ascultați. Unii ascultând vorbele mele, alții gândindu-se la ceea ce au de făcut acasă, la profesor, la un amor care merge sau nu, ce-o mai fi, da?
domnii care se ocupă de aparate de acolo și înregistrează, ei au o altă identitate, ei fotografează. În momentul în care vă spun, noi suntem pe acești oameni, v-am spus în același timp că în actul nostru de constituire, atunci când scriem, sau când citim, sau când vorbim într-o limbă, ne identificăm în acest act. În momentul în care începem să ne identificăm într-un alt act, de pildă acela al computerizării, identitatea este alta. Și ceea ce spun eu este că există motive importante care ne obligă să trecem de la identitatea așa cum s-a format în alfabetism la o sumedenie de identități, unele simultane, altele succesive, prin care ne afirmăm astăzi. Asta e răspunsul în forma ei cea mai simplă. Mulțumesc foarte mult. Și al doilea este legat chiar de această explozie a tehnologiei, a electronicii și în mod special. Am văzut un film de curând pe care produce o tânără din Franța, de origine din România. Este fica lui Dan Căuliță și a Cristinei Căuliță. Ea o cheamă Lisandra. Cineastă, după ce a făcut filologie și filosofie. Filmul acesta se numește World Brain. Și are ca temă tocmai mijloacele electronice de comunicare. Evident că transformă acest film într-o întrebare cu o foarte mare profunzime a reflexiei. Ce facem de acum încolo? Am descoperit o mulțime de lucruri ce ne ajută într-un fel în viață, dar dumneavoastră spuneți extrem de limpede între fața pe care o scrieți la cartea dumneavoastră. Omul este cel care programează, calculatorul este cel programat. Deci diatezele sunt diferite. Una e diateza activă pentru omul viu, cealaltă e pasivă pentru calculator. Deci, întrebarea filmului, în primul rând vă întreb dacă știți despre acest film. Probabil că va fi prezentat și la Cannes, alături de un alt film apropiat la tema. E cerut acum în foarte multe locuri, premiat, mă rog. Deci dacă ați văzut acest film și apoi dacă în raportul acesta programator, lucru programat, se va întâmpla o dramă sau nu? Sunt probabil în această sală cel mai optimist. Și dacă nu mă credeți, facem un concurs cine mai optimist. Deci, răspunsul la întrebarea voastră nu poate să fie decât mai bine. Mult mai interesant, din ce în ce mai captivant, sunt absolut convins de treabă. Dar întrebarea vreau să mergem o leacă mai adânc decât atât. Și trebuie să repet o teză pe care cartea încearcă să o explice. Situația în care ne aflăm, analfabetismul în care ne aflăm, nu se datorează tehnologiei. Tehnologia asta, ea însăși, este rezultatul dorinței oamenilor de peste tot să ducă din ce în ce mai bine la prețul cel mai scăzut. Ea este reflecția deciziilor noastre. Nu este din cauza calculatorului că vecinul vrea să aibă și el un Audi sau nu știu ce mașină se... e la modă în București. Și vrea să aibă și el ultimul calculator. Și vrea și el să meargă în călătorie în Maroc. Nu. Este vorba de o schimbare a condiției umane la nivelul la care ne dorim din ce în ce mai mult la prețul cel mai scăzut. În fazele premergătoare
Ceea ce era important era satisfacerea necesităților de supraviețuire. Să ai mâncare, să ai un acoperiș, să ai lălă. Mie mi-a cumpărat cineva un palton ca să îl folosesc pentru următorii 5 ani. Și dacă vreți să râdeți, râdeți, pentru că nimeni astăzi nu folosește o cămașă 5 ani, ne mai vorbim de alte lucruri. 5 ani, 5 într-un sezon, 10 într-un sezon, vine mora, se schimbă, etc. Acest ciclu este legat de faptul că noi, în condiția noastră umană, inclusiv cei în Africa care mor de foame, ei vor să aibă următorul celular. Și nu pentru că ei sunt oameni răi. N-am spus-o niciodată, n-am gândit-o niciodată. Ci pentru că ne aflăm într-o condiție structurală în care de la satisfacerea nevoilor la formarea unor așteptări din ce în ce mai ridicate până la am dreptul la. Am dreptul la. Și acest am dreptul la se manifestă în diverse țări, în diverse măsuri, în în Europa Unită am dreptul la și nu trebuie să vă spun eu listele care le cunoaște. În momentul în care refugiații au ajuns în Germania, primul lucru pe care l-au spus a fost am dreptul la. N-au spus, hei, mulțumesc, m-ați salvat. Am dreptul la, pentru că avem legi pe care, în care am luat acest nou drept și l-am codificat. Potrivit acestui drept, fiecare om, da. Da? Nu există un drept de pildă la învățământ. Să e o treabă nemaipă de costisitoare. Acum avem un drept la învățământ. Nu e un drept rău, e un drept foarte bun. Dar în momentul în care ajungi să-l numești un drept, efortul celui care merge să învețe la o facultate, Doamne, ferește, începe să scadă. Nu știu dacă ați realizat chestia asta. În momentul în care studenții mei, în primul semestru în Texas, mi-au spus că au fost devastați, pentru că n-au luat nota maximă la mine. Am înțeles că dreptul lor de a studia înseamnă dreptul lor la nota maximă. Tâmpit ai venit, tâmpit ai plecat, dar cu nota maximă. Această dinamică trebuie înțeleasă pentru că ea nu este rezultatul opțiunii individuale. Dumneavoastră la vedere, este o opțiune care rezultă din procese de agregare și care țin de funcționarea societății mare. Ca să mențin stabilitatea unei uniuni ca Uniunea Europeană sau ca să mențin stabilitatea Statelor Unite ale Americii. Trebuie să ai un război. Altfel, stabilitatea Statelor Unite ale Americii vine sub semnul întrebării. Coeziunea acestei țări nu mai există. Adică noile condiții, idealurile vechi pe care le știm de coerență, de coeziune, alea au dispărut. Eu pot să stau acasă pentru restul vieții mele și să predau de la calculator și să nu mai văd pe nimeni. Și dacă nu-i place președintele universității mele, îi trimit un e-mail în care îi spun hai să vorbesc cu avocatul meu. Și nu mai rezolvat. Înțelegeți ce înseamnă dinamica asta? Deci nu are nicio legătură cu bietul de calculator, ci că veni vorba. Ieri cineva a încercat să mă convingă la workshop al alte, calculatorul ne-a permis în creșterea productivității. Nu mai cele mai mari minciuni pe care le producem în fiecare zi. Nu e adevărat. Calculatorul ne-a permis să producem mult mai multă birocrație ca oricând în istoria omenirii. Birocrația nu este cea mai eficientă formă a activității umane. V-am spus ceva ce n-ați știut? Ok, ăsta a fost răspunsul la întrebarea mea. Alte întrebări? Da, vă rog. Da, vă rog. Conferința prin îmbrățișarea acelei lucrări a lui Ion Drețu și știu că a fost cel care a susținut talentul acestui om, din păcate a rămas necunoscut, aproape necunoscut, de
Însă dispariția lui, Sandra Blănaru a organizat o expoziție care a durat, cred, 18 ore. 24. Era semnul plăcării, lumânării, care trebuia să însoțească acea expoziție. Pentru că vă găsiți aici, sub cupola Belle Artelor, și pentru că v-ați ocupat foarte mult de plastica românească, îmi amintesc de vizita pe care am făcut-o împreună în 1968, în atelierul lui Hans Matthias Pölzsch, la Brașov, pe strada lungă. Pictorul nu mai trăia, era însă fiul lui, Hans Matthias Pölzschian, care, din fericire, a avut și el o progenitură. De ce spun toate lucrurile astea? Pentru că, în cazul lui Dreptul, ceea ce a făcut noastră, ar putea să deschidă o discuție despre destinul operei de art. Dar nu va fi timp astăzi și îl așteptăm data viitoare pentru a dezbate o astfel de temă. Probabil că mulți, când ați arătat acea imagine, s-au gândit la plastica modernă, pe o plajă amplă de la Duchamp la Oldenburg. Nimeni probabil nu s-a gândit că este o lucrare de Ion Dreptul, în afară de dumneavoastră și probabil puțin dintre cei care sunt prezenți. Sunt sigur că acea lucrare va fi cunoscută și va găsi locul acolo unde trebuie. Dar pentru că v-ați ocupat de doi mari pictori brașoveni, pe unul l-am amintit, Hans Matthias Pölzsch, a cărui lucrare Ideologia Artei a și publicat-o în urmă cu 40 ceva de ani, a retipărit-o de fapt, celălalt este Hans Eder. Amândoi cu bune și cu întâmplare legături cu expresionismul german, în primul rând cu Blauerat. Pentru că vă găsiți aici, într-un moment în care cred că ați epuizat modelele anticipative. Nu credeți că este momentul să vă găsiți liniștea, reapropiindu-vă de marea plastică românească pe care să o faceți cunoscută în lume? Vă mulțumesc! Am înțeles că dumneata ești reprezentantul unei puteri speciale care, împreună cu această întrebare, mi-a dat cadou încă o viață. O accept cu plăcere și am să trăiesc așa cum îmi cer. Păi vedeți că dacă mai primesc încă o viață, voi folosi. Dar sunteți consecvenți, sunteți cel mai optimist om din lumea aceasta, de exact lucruri evident. Viața viitoare este tocmai ceea ce... Sigur. Ați priceput ce-a vrut să... Domnul meu, mulțumesc. Ce vreau mai mult? Stimate rector, salvați-mă. Ok, mai sunt. Nu vreau să pun pe rectorul în situația să nu mă poate salva. Nu ruinez autoritatea lui rector. Să revin la discuția de mai vreme și să vă întreb dacă suprasaturarea tipul diferit de limbaje duce definitiv la stoparea comunicării, pentru că e asimilare de informație și transmitere mai departe de aceeași informație fără conținut intern. Adică nu... Asta e, dacă am fost suficient de clar. Din întrebarea dumneavoastră am înțeles că probabil prezențarea mea n-a fost suficientă pentru că a condus exact la întrebarea asta. A comunica înseamnă a aduce lucrurile împreună. Ăsta e actul de comunicare. Și există posibilitatea de comunicare prin limbaj, dar există și posibilitatea de comunicare în altă formă. Da, dar orice, în definitiv, orice tip de comunicare are la bază un tip de limbaj, că e vizual, că e scris, că e... Da, da, absolut, da, cu asta sunt de acord, dar vreau să spun că mijloacele de comunicare s-au diversificat foarte mult, probabil comunicarea este mai puțin adâncă, de aceea avem toți prieteni pe Facebook, unii au 7000, alții au 23, da?
Da, este o încercare de a aduce oamenii împreună. Și noi o facem în forme vizuale, altor mediu și dansăm unul cu altul. E o formă de comunicare și dansul, da? Și deci, sub acest aspect, pricep ce vreți să spuneți, eu nu am această îngrijorare, pentru că mi se pare că o comunicare care este din ce în ce mai bogată în mijloace de expresie, poate să fie captivată. Și uneori este, uneori nu este. Eu mă gândeam special la pierderea de semnificație prin intermediul culturii. Nu cred că pierdem, cred că lucrurile se convertesc, iau alte forme. Nu cred că pierdem. Da? Actul creativ, pardon, actul anticipativ afectează foarte mult actul creativ? Adică dacă anticipezi mai... Noi nu anticipăm. Dacă vreun din studenții mei ar veni la mine și ar spune eu anticipez, i-aș spune la materia asta ai pierdut, ești apun. Anticiparea nu este un act de ăsta care, ca și cum apeși un buton și zice, acum am să anticipez. Nu există chestia asta. Poți să prezici. Prezicerile sunt bazate pe experiențe trecute, pe ceea ce ai mai citit, pe ceea ce spune o cunoștință, prietenii, familie. Anticiparea este autonomă. Cum e de fiu de respirație. Nu apeși niciun buton ca să-ți spui, acum vreau să respir. Este autonomă. Dar anticiparea are câteva lucruri nemaipomenite frumoase în ea, dar are și o treabă pe care oamenii o acceptă cu frică. Uneori anticiparea este bună, altfel nu e bună. Anticiparea nu este deterministă ca lumea fizică, este nedeterministă. Există artiști care au creat opere care să nu ne amintim de ele. Da? După ce au creat și lucruri fabuloase. Anticiparea îți poate salva viața într-un moment în care te-ai mișcat de undeva și după aia ai văzut dacă eram acolo, nu mai eram. Da? Dar în alte cazuri îți poate duce la pierderea vieții. Sistemele non-deterministe nu sunt bune pentru cei care n-au destul caracter. O femeie care este gravidă este întruchiparea celui mai puternic caracter din lume. Imaginați-vă voi bărbații și eu, prin ce trece o femeie în acele 9 luni de zile. Hai să ne mai gândim. Dar v-am spus de la început, sarcina este de natură anticipatorie. Corpul femeii însărcinate se schimbă. Femeia nu știe și ea nu își schimbă ea însuși. Dar imaginează-vă că vă pune cineva o bortă în față, relativ grea, o să cădeți în nas. Datorită faptului că în mod anticipator se schimbă corpul, femeia poate funcționa fără să cadă în nas. E un miracol de ăsta. Nu există obiecte pe care le construim noi care să aibă capacitatea asta. Deci, din nou, creativitate și anticipare, da. Nu există art creativ care să nu fie rezultatul anticipării, dar această anticipare nu este întotdeauna garantat. Că nu mai e în planul pus sau... Exact. Nu, asta nu e... Da, da. E o loterie. Da. De prieteni trebuie să ai întotdeauna frică. Încerc să translatez puțin discuția între physical reality și am să mă refer la perioada germană, la vârsta de la Berlich und Kestel, acolo unde știu că, adică se știe că ați produs foarte mult în cercetare că sunt profesionali în design. Și fiindcă sunt studenți la design aici și mă puțin, mi-aș zice și v-aș ruga să ne povestiți în ceva mai în detaliu ce facea de acolo. Eu știu că eram vecin de chiar, știu foarte bine tehnicul și cât de entuziaște au studenții, ceea ce pe lucrurile astea nu sunt știute și în altfel nu poate să ne puțin cum
Să satisfac rugămintea dumneavoastră, doar parțial. Nu vreau să intru în câmpul reclamei. Dacă încep să fac reclamă, înseamnă că sunt pierdut, pot să fiu pierdut să mă duc. Vreau să mă refer la studenți. Vreau să mă refer la ei pentru că modul în care am lucrat cu ei este poate o sugestie pentru cei care predau design aici. Am încercat să studiem împreună design pe proiecte reale, în care grupurile s-au format cu diversi membri ai grupului studențesc, fiecare aducând un alt talent, o altă competență în procesul respectiv. Deci, învățământul n-a mai fost acela în care vine frontal Mihai Nărin și le spune, scoateți hârtie, anotați-vă, astea sunt principiile, sau hai să vă dau trei diapozitive să vă arăt design de la design A, B, C, ci împreună am definit niște proiecte de interes. De pildă, unul dintre colegii noștri avea probleme cu presiunea sângelui. Avea tensiune electrică. Hai să ne gândim la metode de a măsura tensiunea, care nu mai sunt așa acolo pe tărăpoi și cu pompa și cu nu știu ce. A devenit un proiect nemaipomenit de interesant, care la urmă asta există și în lume, se poate cumpăra, în care diversi studenți au adus la proiect diverse perspective. Metoda asta s-a dovedit în cei 10 ani ai mei la Universitatea din Cupertau, o metodă foarte bună, pentru că din toți cei 5.000 de studenți care au fost peste acești 10 ani, toți studenții mei au obținut poziții și lucrează. Din ceilalți, mai puțin de 10%. Deci, cam ăsta e răspunsul. Ei au trebuit să-și identifice care e talentul meu, care e competența mea, ce aduc eu la masă, ceea ce colegul meu nu poate. Și din această situație de sincretism au ieșit niște lucruri. Să mulțumim încă o dată profesorul Mihai Nărin, pentru faptul că se află aici la București, pentru proiectul acesta pe care vă recomand. Și să ne dorim să mai vedem la București. Lucru greu de imaginat, înțeleg din agenda dumneavoastră, dar niciodată nu putem ști. Vă mulțumesc tuturor pentru că avem un număr atât de mare astăzi. Sper că discursul a fost și dialogul a fost util. Vă mai așteptăm și vă doresc succes în sistemul care va. Thank you.